Vaccinul antigripal se va distribui gratuit personalului din spitale, persoanelor cu vârsta peste 65 de ani, cu boli cronice, în special boli respiratorii și cardiovasculare, boli metabolice, copiilor și bătrânilor instituționalizați, precum și gravidelor. Pentru a avea o situație exactă cu privire la necesarul de doze de vaccin antigripal, vâlcenii care vor să se imunizeze împotriva gripei de sezon sunt rugați să anunțe medicii de familie. Am trimis o adresă către cabinetul medicilor de familie din județ și către unitățile sanitare pentru a cartografia persoanele care doresc să se vaccineze cu vaccinul antigripal. Ca în fiecare an derulăm acest program de vaccinare prin intermediul cabinetelor de medicină de familie din județ, iar pentru personalul medical acesta se adresează unităților sanitare unde lucrează. Deocamdată, părerile în ceea ce privește vaccinarea împotriva gripei de sezon sunt împărțite. Pe lângă cei care sunt convinși de efectele benefice ale serului, există și persoane care se tem să facă vaccinul și care invocă diverse teorii conspiraționiste. Pe fiecare an fac antigripal, pe fiecare an am 11 ani. Anul ăsta am avut 11 ani, de când am făcut și foarte bine mă simt. Niciodată nu sunt bolnavă iarna. Nu sunt încadrat în categoriile, din câte știu, în categoriile luate în evidență la medicii de familie, dar pot să vă spun că în ceea ce privește pe mama mea, care are și vârsta de peste 70 de ani și niște boli cronice, și în anul acesta, ca și în anii precedenți, o să fac în așa fel încât să-și facă vaccinul antigripal. Medicii recomandă vaccinul gripal și persoanelor care s-au vaccinat anticovid și care fac parte din categoriile de risc. Vreau să fac o mențiune, să spun că persoanele care s-au vaccinat cu vaccin împotriva COVID se pot vaccina, fără probleme, și cu vaccinul gripal. Pentru iarna trecută, DSP Vâlcea a solicitat Ministerului Sănătății 55.000 de doze de vaccin antigripal. În total, în jur de 40.000 de persoane s-au imunizat.